împărțirea numerelor naturale. Pentru a înțelege operația de împărțire, să pornim de la un exemplu. Bunica împarte celor 3 nepoți ai săi, în mod egal, 12 bomboane. Câte bomboane primește fiecare nepot? Poate să procedeze bunica. Mai întâi, din cele 12 bomboane, dă fiecărui nepot câte una. Adică, din 12, dă 3. Operația este 12 minus 3 și rămân 9 bomboane. Mai dă încă una fiecărui nepot, iată, din 9, mai oferă 3 și i-au rămas 6. Din cele 6, mai dă câte una. 6 minus 3 egal cu 3. Iar pe cele 3 bomboane le oferă, iată, celor 3 nepoți, 3 minus 3 egal 0. Pentru a calcula câte bomboane primește fiecare nepot, observăm că la prima împărțire primește o bomboană de la a doua, a doua bomboană de la a treia, a treia și de la a patra, a patra bomboană. Fiecare copil primește 4 bomboane. Iată, calculul este însă lung și anevoios prin scădere repetată, prin scăderea lui 3. Operația corespunzătoare a acestei scăderi repetate este operația de împărțire. Împărțirea este o scădere repetată, așa cum și înmulțirea este o adunare repetată, pentru că împărțirea este operația inversă înmulțirii. Putem să scriem 12 împărțit la 3, egal cu 4, pentru că 4 ori 3 este egal cu 12. Numerele care se împart au și ele o denumire specifică. Numărul care se împarte, numărul cel mare, se numește de împărțit. 12 este de împărțitul. Numărul la care împărțim, numărul mai mic, se numește împărțitor. Iată, 3 este împărțitorul. Iar rezultatul împărțirii se numește cât. 4 este câtul. Semnul operației de împărțire este acesta, două puncte. Câtul ne arată de câte ori este mai mic împărțitorul decât de împărțitul, adică 3 este mai mic decât 12 de 4 ori. Sau ne arată de câte ori este mai mare 12 decât 3, tot de 4 ori. Să luăm un alt exemplu. Radu oferă 15 mașinuțe prietenilor săi, dând fiecăruia câte 5. Câți prieteni are Radu? Cum procedează Radu atunci când oferă mașinuțe prietenilor? Dă primului prieten 5 mașinuțe. Iată, din 15, mai rămâne cu 10. Din cele 10, dă și celui de-al doilea prieten 5 mașinuțe. 10 minus 5 este egal cu 5. Iar pe cele 5, le dă celui de-al treilea prieten. 5 minus 5 egal 0. Iată, deci că Radu are 3 prieteni. Putem să calculăm lucrul acesta prin operația de împărțire și mult mai ușor. 15 împărțit la 5 este egal 3.